Cupola de căldură și deasupra Americii de Nord, în Valea Morții s-au înregistrat 50 de grade Celsius, un record pentru această perioadă anului, dar este extrem de cald în toată partea de sud-vest a Statelor Unite. Aproximativ 31 de milioane de oameni din California, Nevada, Arizona și Texas sunt vizați de avertizări de caniculă. În regiunea Las Vegas, temperatura maximă a atins ieri 43,8 grade Celsius, un nou record pentru oraș. Este foarte cald și în Arizona, așa cum spuneam, unde 10 de participanți la un miting electoral al lui Donald Trump au avut nevoie de îngrijiri medicale. Phoenix a fost unul dintre orașele puternic afectate de caniculă și anul trecut, cu temperaturi tot de peste 43 de grade Celsius timp de 55 de zile consecutive. Vara trecută, peste 600 de persoane au murit tot acolo din cauza problemelor de sănătate provocate de căldură.